Sunt povești multe, adică am ajuns, am jucat două turnee finale pe țară de mini-fotbal, am ajuns după o preselecție la Suceava, deci pe zona Moldovei, am ajuns la selecția finală de la Snagov, UEFA 95, deci cu mult de șoc, jucători. Șoc, șoc, capitanul naționalei de basket a României a început, nu că a început, a ajuns am la UEFA 95. Da, 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 deci așa se numea. În 1995 făceam noi 18 ani, așa se numea. Deci da, eram da, da, UEFA. Grupa 7-6. Dar înălțimea te ajuta sau te trăgea? Cum era? Înălțimea m-a ajutat, fiindcă eu jucam libero. A. Am început în față, mă rog, ușor, 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 ușor. Însă, deci, în paralel, 5-8, eu am făcut și atletism la clasa de sport la care eram. Deci premiul întâi la școală, atletism și fotbal? Da, da, păi, da. Păi, mămică, puteai să le duci? Aveam, puteam. Cum era ideea? Intrasem dintre a patra, între a cincea, la un liceu care avea, un liceu bun în Iași, care avea și clasă de sport, sportiv. Adică selecția era, era simplă, că te vedeau și spunea, pac, trebuie să vii. Da. Și am avut antrenorul național de atletism a României, Grigore Ursanu, mi-a fost diriginte împreună cu soția sa, Viorica Ursanu. Wow. Și atunci trebuia să prestez. Da, prestai pentru Dirigu. Dirigu nu știa de ce nu reușesc. El nu știa că fac fotbal. Nu știa. Nu știa și trăgea foarte tare. Și nu știa de ce nu dau randament scontat. Pentru că la un moment dat trebuie să vină și rezultatele. Da, după metodica pe care cu siguranță era, da, foarte ok. Și mă rog, ulterior... mama mea, fiind coafeză, a coafat-o pe dirigintă și ea foarte mândră la fotbal, s-a calificat la turneul final. Trebuie să meargă, da, și atunci au aflat. Deci atunci au aflat. Da, 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 atunci au aflat, practic, și atunci am primit prima dată primele două palme stereo, că n-am știut, a venit la mine direct și a zis, tu știi cum sunt palmele stereo? Nu. Și atunci am buf. Uite așa. Da, așa, asta a fost. Însă m-a ajutat ulterior. Ulterior m-a ajutat. Deci atletism, fotbal? Da, la fotbal am fost la... Cu Pancone? Cu Pancone, cu... Da, asta era echipa. Mihai Botan din celebru Dinamo Foresta Fălticeri, 4-5, cel care a marcat două goluri în acel meci. Adică a, deci gașcă frumoasă. Da, și ajunsesem la selecție la Snagov, 7 ulterior. Deci după Suceava, o selecție zonală, am ajuns și chiar am fost selectat. Însă, mă rog... Nu vreau să dau nume cine era acel antrenor, însă era în Claudiu Niculescu, Dănciulescu, cu ei Luțu. Venit și ai dat... Atunci erau pe teren, da, susținuți de antrenori. Antrenorul nostru, Romil, a venit cu noi, cei 7 selectați din echipă. Da, da. Și te chemau, adică simțeai când ești selectat. Era simplu, venea, îți lua de pe teren, se amestecau copiii, jucau și pe margine erau mai mulți antrenori. Și... cum te numești, mergi la vizita medicală, deja știai că ești acolo sus. Și în cazul ăsta eram mândru așa, adică era o răsplată întregii munci. Corect. Mergeam la antrenament zilnic, adică mergeam, nu știu, 16 stații de tramvai. Era frumos. Și ulterior a ajuns altcineva selectat pe postul meu după un timp, cineva de la Bacău, de la Selena Bacău. S-a mai dat eu telefon? Da, nu, îl știam. Adică noi, Iașu, era 4-0 la pauză cu Bacău. Nu era problemă. Cu însă, toate astea am înțeles. Toate astea, da. Și a venit antrenorul nostru, Dumnezeu să le te-a zis, ce să fac, mă, copii cu 20 de zisticle amărâte de cotnari? Adică alții cu whiskyane, cu pentani, cu da, da. La noi nu. Ok, și am plecat foarte dezamăgit, să știți. Am plecat și am zis că nu mai fac sport, nu mai fac nimic. Adică, deci la 18 ani? Că nu, la 14. La 14. A, deci 14 dezamăgire ani. Și mai mare, că la 18 mai poți să înțelegi. Da. Și zic, ce să fac, o să rămân să joc pe la, nu știu, divizia B, divizia C, nu era, adică nu concepeam asta. Sacrificiile erau mari, adică chiar erau, trebuia să înveți, trebuia să faci, să... Și era satisfacția imensă că făceam fotbal. Și adică spălam mingea, dormeam cu ea sub cap. Serios? Da, da. Și te-ai gândit să te lași cum ar veni? Adică să nu mai... Am zis că nu, trebuie să dau treapta și dintre a noua, era dintre a opta, dintre a noua treaptă și era examen serios, română, matematică. Corect. Și am dat și atunci când am dat treapta și am intrat fără probleme, m-au văzut doi antrenori, unul hai la rugby, unul hai la basket. A zis, ce să fac eu? Unde mă duc, da. Da, la sport cu mâinile, lăsați-mă în pace, nu mai vreau sport, nu mai vreau. Adică chiar eram...
Și ușor, ușor... Cum te-a convins spre basket? Erau... asta ce vrem și acum să revenim la, la acea competiție școlară de licee, deci să reintroducem în, în licee competiția basketbolistică. Mă invită odată de două ori, zice, hai, vino să vezi, uite, mergi la sală. Tu cu basketul până atunci ceva? Nu. Nimic? Nu, așa. Așa, bun. La liceu, dar mai mult fotbal, adică doar fotbal și atletism. Și am zis, hai să intru în sală. Hărmălaie mare, gălăgie, atmosferă, senzație. Când am văzut eu atâția oameni, atâția... Adică și fete chiuind și a zis, uai, aici trebuie să fiu... Mă, nu-i rău! Aici trebuie să fiu o stară. Mă, nu-i rău! Da. Da. Și ulterior mi-a zis, dacă îți place, uite, te aștept, nu știu, joi la antrenament, la un alt, la altă sală de liceu. Și m-am dus, că eram obișnuit cu vestiarul, grupul, n-aveam probleme. Era, dar la antrenament n-au mai venit fetele așa, era mâhneală, era liniște. La antrenament, da, nu, la antrenament m-am dus cu pieptul înainte, vreau să intru eu, să joc cu cei care erau inițiați de mult. Da, adică, dați-vă deoparte. Cam da, cam cum eram eu la fotbal la nivelul ăla, erau colegii mei la basket. Însă am muncit mult. Primul antrenament m-a luat deoparte și a zis, vino, uite, tu vezi panoul ăsta de aici, din lateral. Că știi cum e la sală, sunt alea două principale și pe laterale sunt alte panouri. Da, spalier de obicei sau acolo. Da, da, deasupra de... și zice, uite, vezi, văd, vezi pătratul ăla deasupra inelului? Da, uite, stăm așa la 45 Serios? De grade. Da. Și cu mingea, păi nu aveam, eram bine pe trenul inferior, da, pe picioare, dar partea de sus trebuia. Și zice, vezi, uite, dai, pui cot, te uiți pe sub minge, 90 de grade, 90 de grade, biomecanica, mâine, aruncării, te uiți, da, multe informații deodată, necunoscute, și zici, vezi, pleacă, buf, și dai în colțul de, din dreapta, sus, să și intră singură în coș. Da, intră singură în coș. Păi zic, ok, hai, câte? Zice, 100. 100, wow! Zic, mă gândeam, 10, 20, pentru 100, 100. Și serios, acolo, bum, 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 100, 100, 100. Fericit că am terminat, când terminase, mai ratam, mai marcam, nu conta, era oricum greu, îmi picase mâna oricum, tricepsul era gata. La revedere, aveam băț așa. Și cu mingea la sub braț, domn profesor, am terminat, fericit, ai terminat, n-ai terminat, acum din partea cealaltă. Și așa am făcut, de-am stat cu... Deci ăsta e primul... Viață. Asta a fost primul meu antrenament la basket. Ți-a plăcut? Nu neapărat ăsta primul, dar ai simțit așa că, vorba ta, dacă nu simți... Nu, mi-a plăcut, adică eram obișnuit cu rutina asta, vă dați seama, 7 ani... S-au mai deschis niște amintiri, existau niște curiozități și dacă știi să-ți impui, să-ți găsești challenge-uri, să... Nu aveam prea multe tentații, adică nu vă gândiți și asta că... e bună. Da, erau puținele bucurii ale copilăriei, gen să te lase afară, nu știți cum e, du-te în casă, adu o sticlă cu apă, nu mă duc că mă oprește. Dacă adică, du-te de la tine, cum arăți, transpira, da, hai, rămâi. Erau motive, da, n-ai mâncat, n-ai alea, n-ai țipat după tine. Da. Nu, dar dacă știi să-ți găsești motivația să-ți iei din asta și vrei să încerci, e ușor să renunți. Cel mai greu e să continui. Corect. Și eu am început de la zero și am avut ambiția pentru că am văzut că aveam câțiva colegi foarte bine, mai mult decât inițiați, adică ei deja jucau în campionate și școlare și am zis hai. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim. Ne vedem la știri și pe as.ro.